Doamna Ana ajută cu câteva sfaturi, a spălat mai mult vasele, i-a ajutat așa să-și facă puțină ordine. Am văzut că Vlad a frământat aluatul, doamna Ana doar a stat puțin lângă ei atunci când au pregătit compoziția de cacao. Am văzut că Antonio și Maria se descurcă mai mult singuri. Doamna Eleonora a stat și a frământat în totalitate cozonacul lui Hatice. Mihai ținea de castron. I se părea cam lichid aluatul doamnei Eleonora și întrebat-o la un moment dat, i-a zis că a transpirat doamna și dacă cumva vrea să frământe el, nu a fost lăsat. Hatice a gustat din compoziție și s-a părut că nu are gust. A mai adăugat ceva esențe. Vlad se descurcă foarte bine la aluat și Simona la fel. Ea frământa aluatul, Andrei o ajută la compoziție. Aici Simona se uita la aluatul Mariei, probabil că era curioasă să vadă ce i-a ieșit. Oricum, Simona știe să gătească foarte bine și va reuși cu siguranță să gătească ceva, să facă un cozonac bun. Antonio a ajutat și el cu ce putea, a răzuit o coajă de lămâie și a adus-o Mariei. Din câte înțeleg, la această activitate, mamele trebuiau să ajute, însă văd că doamna Eleonora este implicată total în cozonacul lui Mihai și Hatice.